Capitala sporturilor, Ioan Kunz Germănescu din Lugoj va găzdui în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție a turneului internațional de volei, Cupa CSM Lugoj. Alături de gazde la start se vor alinia trei grupări sportive renumite din România, Bulgaria și Serbia. Competiția devenită tradițională pentru sportul lugojan marchează în acest an și câteva premiere. Este un eveniment tradițional, se află la a noua ediție. Cupa CSM Lugoj la volei feminin s-a inaugurat exact în primul an al promovării noastre în prima ligă. Echipe din Bulgaria, Serbia și România, 4 la număr, vor fi la startul competiției. Și în premieră se află în orașul nostru, ocupanta locului 3 din campionatul Bulgariei, Beroe Stara Zagora, echipă participantă în cupele europene, Steaua Roșie Belgrad și Universitatea Cluj. Și ceea ce este foarte important, la această competiție ne va onora cu prezența cel mai mare voleibalist al Serbiei din toate timpurile, de fapt al Iugoslaviei, Vladimir Gârbici, sportiv inclus în Hall of Fame, campion olimpic și capitan al echipei naționale. Competiția va debuta mâine de la ora 17 cu meciul dintre Universitatea Craiova și Steaua Roșie Belgrad, urmat de la ora 19 de întâlnirea dintre Beroe Stara Zagora și CSM Lugoj. Sâmbătă de la ora 19:30 va avea loc prezentarea lotului echipei lugojene, iar festivitatea de premiere e programată duminică de la ora 14. Intrarea la toate meciurile din cadrul Cupei CSM Lugoj este liberă.